Bună ziua, dragă audiență, și bine ați revenit! Suntem iarăși în bazarul cu amintiri din Valea Cascadelor. Am găsit câțiva oameni interesanți aici cu niște obiecte, cu o poveste iarăși interesantă. O să intrăm imediat, dar înainte de asta vreau să vă arătăm că este foarte important, uite, să filmez încolo. Aici nu avem voie să parcăm mașinile și poliția își face datoria, uite, dau amenzi dacă vii și parchezi aici, numai că la 50 de metri este o parcare, tot pe stânga, este o parcare gratuită în care merită să vii să-ți pui mașina, sunt vreo 150 de locuri, noi am găsit deja locuri acum, astăzi este joi, este ora 11, nu știu cum o să fie parcarea duminică, să zicem, dar merită să te duci acolo să o parchezi. Acum, hai să intrăm, nu uitați, parcare gratuită, mie asta mi se pare întotdeauna un lucru foarte bun atunci când ai un magazin mare sau un bazar cu amintiri. Hai să intrăm să vorbim cu oamenii. Am mai mers un pic, suntem la jumătatea târgului și suntem cu domnul Ferraru Daniel. Dânsul are o colecție impresionantă de obiecte din bronz și stați aproape că undeva pe la jumătate este piesa de rezistență, cel mai valoros obiect de la domnul Ferraru. Vă rugăm, vă salutăm și vă rugăm, spuneți-ne, vă salutăm cu respect, ce avem aici? Deci ca să încep așa cu o replică dintr-un celebru film, vedeți ce avem noi aici. Ce avem noi aici, da. Deci avem o colecție care se întinde pe parcursul la 50 de ani. Am și moștenit mare parte de la bunicul pe linie maternă, care la 5 anișori mă plimba de mână prin diverse talciocuri, cum se numeau la acea vreme. Deci aici a intervenit microbonul, da, din copilărie. Da, e adevărat. Da. S-a transmis, mi-au și lăsat o colecție de 500 de tablouri. Da. Printre care și diverse statuete. Datorită vremurilor grele, unele le-am vândut, să zic așa. E bine că mai mult ca sigur au ajuns la niște oameni care tot așa au avut grijă de ele, cum ați avut și dumneavoastră. În mod cert, iar astăzi am adus mai puține, joia nefiind o zi de referință. Da. Am o vilă mare cu 15 camere moștenită. Doamne, din ajută. Păcate trebuie să o dăm spre vânzare, să zic așa. Și nu o să mai am unde le expune pe toate. O să-mi cumpăr o casă mai mică și am oprit doar obiectele strict așa de suflet, să zic. Iar la unele trebuie să renunț. La unele, din păcate, trebuie să renunț, cum repet. Și cum vă spuneam, acestea ar fi o mică parte dintre ele. Am înțeles. Pe care, vedeți, le-am etalat, după cum observați. Prețurile, vă dați seama că nu mai o să-mi iau prețurile cât am dat eu pe ele, pe unele le-am luat de la anumite licitații, de la case din acestea de specialitate, gen vintage, și m-au costat mai mult decât pot eu să iau pe ele la un târg. Am înțeles. Deci oricum ați petrecut și timp ca să le căutați și să le foarte procurați. Mult, foarte mult. Și bani. Deci și acum, foarte mulți bani, de altfel, și foarte mulți bani. Acum putem spune, în cazul ăsta, din păcate pentru dumneavoastră, dar să zicem, alții ar putea profita de situația asta, adevărat, pentru că au prețuri bune acum. Foarte, foarte adevărat. Nu? E o mare pierdere. Eu pierd mai bine de jumătate din ce am investit, să zic așa. Dar pot să spun că la mine e și un defect profesional. Că am fost colecționat de mic copil, am colecționat timbre, capace de bere, cum era odată pe vremea lui Ceaușescu, că nu se găseau decât la anumite restaurante. Atunci clar nu o să vă opriți acum. Asta e, de mic copil am tot așa, diverse roci, pe când nu doresc să vă pictisesc. Și acestea sunt unele dintre ele. Mai am un ceas din anii 20, care a fost aurit, gen bronz dore, cu un, imediat vă arăt, scuzați-mi degetul, acesta de aici. Are și cheița, are un mecanism original, mecanic, da. Vedeți? Este un matelot englez, după cum se observă uniforma, iar ceasul este încă funcțional. Bine, cu anumite... Deci el a fost aurit cu aur-aur, bronz doré se cheamă. Nici acest ceas nu e un ceas de lepădat, să zic așa, numai că nu mai are mecanismul autentic. Da. I s-a pus unul din acesta modern, gen quartz, pe baterie. Da. Apoi mai am două sfernice care sunt în tandem cu ceasul, dar cu o patină specială. Patina, de fapt, asta înseamnă culoarea, înțeleg, exact, nu? Exact, o patină specială forțată, cum se mai spune. Da. De asemenea, aceste două vaze, cofe,
sau cum doriți să le numiți. Lămpi vechi, diversi cai, la unii s-a mai intervenit manual, pentru că arătau foarte, să zic așa, foarte necomercializanți, așa să zic. La unii nu, sunt așa la patina lor, să zic, autentică, cum sunt aceștia din această zonă. De asemenea, un ceas aici foarte vechi, care din păcate nu mai are mecanismul original, vedeți, un ceas scump acela. Vedeți, diverse rame vechi, vedeți? O suită de cavaleri, printre care și unul teuton din bronz. Am avut și săbii prin colecție, s-au cam terminat, nici nu le-am expus pe toate. Un blazon elegant aici, tot așa, de la 1900. Acesta? Acela pe catifea originală. Vă rog. Ia uite-l ce frumos. Da, binocluri cu sidef și onyx de teatru. Ia uite-l ce superb e. Da, 30 de lei ăla. 30, 30. 30 lei, da. 30 lei. Care a fost... Da, acelea sunt mai noi, sunt pentru o poliță sau pentru o galerie. La fel, sistemul de prindere a fost schimbat. Mai avem aici o cheie a orașului, foarte veche, doar simbolică, care este foarte grea dintr-un bronz alămit la exterior, ca să-i dea nuanța aceasta de bijou, să zic așa. Da. Pentru că bronzul, de altfel, este dur, e brut. Și acesta este bronz, vedeți, aceasta e culoarea lui. Și li se alămesc așa ca să pară mai plăcut ochiului, să zic. Deci faceți o alămire, ziceți. Asta s-a făcut inițial, de când au fost turnate. S-a intervenit manual și apoi s-a făcut această alămire la exterior. Am înțeles. Un strat nu chiar subțire, ca da. Să nu se poată, în timp, să nu se poată eroda. Avem un Napoleon Bonaparte din alabastru autentic. Vedeți? E autentificat. Alabastru. E un material cum ar fi marmura. Aha. Da. Alabastru. Se simte foarte... Da. Un Napoleon Bonaparte. Și bineînțeles că lista nu se oprește aici. Două șezlonguri balansoare pentru păpuși din acelea de porțelange. Acelea suprapuse de lângă casetofoane. Da. Ia uite-le. Casetofoanele sunt radiocasete de pe vremea, radiocasetofoane, pardon, de pe vremea lui Ceaușescu, când era o mică avere unul din acesta. Da. Și nu se găseau la noi, se procurau numai pe sumână. Da. Sau și nu numai, șocuri. Dar da. Așa era perioada, da. Într-adevăr. Ce să... Ia uite. Da, aceea este o lampă a lui Aladin, orientală, lucrată manual și cu niște pietre semiprețioase, gen opal, gen... Înțelegeți. E și niște chilimbar pe acolo, care acela e prețios. Suveniruri din anii 70, turnul Eiffel. La acea vreme aduceau numai ambasadorii sau puținul colectiv civil, care mai ajungea pe acolo cu anumite servicii, vedeți? Sunt mai multe obiecte. Ne-am apropiat și de piesa de rezistență. Iar piesa de rezistență, să zic așa cum îmi place mie să o numesc, este acest telefon la care s-a intervenit numai piesele în totalitate originale. Se spune că în timpul războiului a făcut parte din anticamera unui ambasador german. Da. Care a fost implicat în multe dispute la acea vreme. Nu neapărat așa fățiși, să zic. Am înțeles. Adică așa, cu niște jocuri de culise. Deci a ceva... niște jocuri cu legionarii, cu da. Comuniștii, cu etc. Da? Să nu intrăm în politică. Dar de fapt e mai mult istorie, să zic așa. Da. Și deci bineînțeles... Acolo, sigur, cu, pe acel telefon a dat niște telefoane foarte importante. În mod cert, da. Că avea și o plăcuță undeva unde spune acest lucru. Ok. Da. Da. Avea și o plăcuță undeva. Din păcate s-a rătăcit pe undeva pe aici. Și nu vă e bine să o găsiți, să o puneți acolo. E foarte acolo. Bine, dar n-am știut că ați venit inopinat, să zic așa. Așa este. Da. Ce mai avem? Păi ce să mai am un hipopotam, artă africană,
anii 50, foarte bine întreținut. Este din Lumahon, cel mai scump lemn din lume, din categoria celor patru. Mahon, palisandru, tec și ăsta este lemnul negru african. Am lapsus acum. Cel mai scump se vinde la gram. Scrieți în comentarii care este lemnul. Da, da, da. Și așa ne aducem imediat aminte. Dar am un lapsus, mă scuzați că am fost pugilist în tinerețe și mai uit. Și ce, vă rog, vă rog. Și ce să vă mai spun, diverse pocale, diverse argintate, unele chiar din argint, altele aurite. Uitați, am aici două pocale. Unul este argintat în strat gros, e și marcat, vedeți? Da. În strat foarte gros. Și mai avem unul aici care a fost aurit. Vedeți? Da. Bate soarele. Acestea două. Și bineînțeles, am pahare placate cu aur, placate cu argint. Din argint. Din argint mai slab. Putem să vedem unul pe aici? Îl aveți la îndemână? Din păcate nu le am și n-am știut că veniți. Dar să știți că are. Ziua nefiind o zi de referință, joie mai cu, să zic așa, cu vizitatori mai puțini. Da. Cea mai bună zi e duminică, bănesc, nu? Sâmbătă? E ziua de referință, da. Ok. Dar okay. Și duminica, bineînțeles. Deci sâmbătă e vârful. Și scoatem și mai multe atunci, mult mai multe. Cel puțin dublu din ce avem aici expus, să zic așa. Ok. Și încerc să-mi aduc aminte cum se cheamă acel lemn. Da, bine, cunoscătorii știu despre ce. Păi tocmai de aceea am zis să scrieți în comentarii, vă rugăm. E în regulă. Ajutați-ne cu denumirea lemnului. Bun. Acestea sunt pentru prins cărțile în bibliotecă, vedeți? Chiar dacă sunt atât de frumoase. Ca și acestea de altfel. Vedeți? Bronz, alamă. Și acestea de aici, mai am undeva două. Acestea, vedeți? Le-am așezat așa. Și așează stânga-dreapta, dacă nu merg până la capătul bibliotecii, până la capătul rândului. Și acestea se stopează între, să zic așa. Okay. Și mai am două foarte frumoase aici. Din palisandru lemn african. Cu două săbii în miniatură de Toledo, tot așa aduse ca suvenir și apoi au fost folosite la decorarea acestor, vedeți? Tot pentru cărți sunt, pentru biblioteca. Să rămâne. Foarte drăguț. Da. Dați-mi voie, vă rog. Da. Vedeți, diverse ceasuri, diverse statuete, mai am o statuetă foarte veche aici, mai am o statuetă de la sfârșitul secolului XIX. Dintr-un bronz special, fără adausuri, să zic așa, foarte deosebită, vedeți? Da. Foarte frumoasă, cum se lucra la acea vreme. Da. Și ați aflat și numele lemnului. Da, Abanos. Abanos. Deci dacă ați scris în comentarii Abanos, înseamnă că ați, Abanos, da. Ați știut. Înțeles și... Diverse din acestea pentru ușe, nu numai. Oamenii erau foarte supersticioși, potcoava spunea aduce că noroc, aduce da. Noroc, calul în centru. Deci asta se, ce se făcea? Se monta pe ușe și se ciocănea. Se bătea la ușă. Da, da. Ok. Da. Mai am acest leu, care îndeplinește aceeași misiune. Da. După cum observați, buvnița, care este simbolul, vă salut, simbolul înțelepciunii și al bunăstării. Aici o scrumieră. Acolo o scrumieră sau tăviță. Nu, ce formă interesantă are. Din bronz, o tot așa lămit la exterior, o piele de leu. Da. În miniatură. Aceea, tot așa tăvițe. Și ai uitat și un chilimbar baltic autentic, un colier. Uitați, pentru cine dorește să... Vedeți? Acela tot așa, o plachetă care se putea aplica pe perete, pe un lambriu, chiar pe o ușă, cu un câine, iubitorul de câine, un ciobănesc german. Mai avem din această gamă un ciobănesc german. Vedeți, care puteți să-l... Wow! Vedeți? E greu. Foarte greu, din bronz masiv.
colecție de delfini, tot din bronz, rățuște, lebede, etc. Aici, vă rog, și acesta. Acesta este un zeu al vikingilor. Vedeți, din Valhalla, ținutul celor curajoși și puternici. Da. Da. Și avem aici o piesă... Acolo este un fierar rotar, totodată. Pentru că eu provin pe linie paternă dintr-o familie de fierari, de altfel. Da. Pentru că așa mă și numesc fierarul. Da. Și am combinat utilul cu plăcutul, să zic așa. Am o mică colecție. Așa este. Da, și ce să vă spun? Avem aici, ia uitați. Acolo am o suită, dar sunt din rășina aceea. O suită de cavaleri teutoni. Cavalerii deci din Brașov. Nu sunt templieri teutoni, pentru că templieri aveau o cruce pe armură. Da. Aici trebuie să-ți iei timp aici, să te uiți, să foarte cauți. Adevărat. Mai am aici două urne care merg folosite și pe post de vază destul de vechi din alamă veche. Cupru a zis că e alamă roșiatică, asta e alamă care provine din acea zonă, de altfel, vedeți? Din categoria neferoaselor. Sunt două, sunt pereche. Da. Și ce să zic, cam atât pentru astăzi. Dar sunt mult mai multe. Da, și... sunt mult mai multe, mult mai multe. O farfurie din aceasta, vedeți, orientală, din alamă, intervenție manuală, după o tehnică specială, vedeți? Tot așa se poate anina pe un perete, într-un foișor. Bineînțeles, merge să ai mai multe piese cu această temă. Uitați, diverse suporți pentru brichetă, scrumieră, etc. pe aici. Aceea se ține o brichetă din aceea gen big, cum se găsea în shop-uri pe vremea când eram eu foarte tânăr. Suporți argintați pentru tacâmuri, pentru masă, să nu murdărească fața de masă. Vă rog să vă uitați. Mai am și aici. Vă rog, domnișoară. Încerc să-i scot, să vă arăt cum arată un suport. Mai am și aici un set, dar l-am așezat în zona cu păsări. Tot așa sunt argintate, vedeți, lebede. Da. Iar acolo, în orificiul acela, se așează cuțitul la masă, vedeți? Cu tăișul. Aici. Da. Aici avem o rășină cu foiță de argint. Și este legea tăcerii omerta, cele trei maimuțe. Nu vorbește, nu vede, nu aude. Nu aude. Da. Celebra lege. Oprește-te puțin. Tot așa un cal rășină cu un buz de cal, să zic, cu foiță. Un cocoș lucrat manual în totalitate, aurit de asemenea, cu aur, aur. Și aici, vedeți, este un cuier cu acel vultur american. Observați și steluțele americane acolo, cu statele americane. Da. Aici avem o statuetă foarte veche cu un Buddha, Buddha indian. Aici de asemenea un cap de Buddha, vedeți? Dar e din zona aceasta tailandeză. Aici avem la fel un cap de Buddha în miniatură, foarte frumos, vin imediat. Iar aici un Buddha, când el s-a îngreșat și a trăit în armonie cu animale, cu plante, cu păsări. Mă scuzați o secundă, revin. Da, domnișoare, vă ascult. Acelea sunt niște casete, sunt patru în set, casete de altfel. Sunt egiptene. Da. Sunt lucrate manual cu mai multe materiale, vedeți? Vedeți și cu argint printre și cu altele, vedeți? Sunt două cămile, da, și doi sfinși, după, așa, cum bine vedeți. Iar aici se băgau diverse arome.
Înțelegeți? Și ieșeau prin anumite orificii și schimbau ambientul din încăpere. Ok. Dar asta nu își permitea orice om de rând, numai nobil la acea vreme. Am văzut un păun? Este un păun lucrat manual în totalitate. Dacă îmi permiteți să-l arăt, uitați-vă despre ce e vorba. Puteți să-l țineți și dumneavoastră, vă rog. Și aici avem o pereche, doi mai mici, care sunt foarte vechi, lucrați manual, argintați și sunt mai scump decât acesta, care e mult mai mare. Wow! Da, am mai avut mai mulți în colecție, dar ăștia mai mi-au rămas. Ce drăguție! Da, e o piesă destul de rară și acesta. Și stă bine. Da, stă bine și într-o grădină și oriunde, că nu rugine. Aceea este o șaretă, imediat e foarte veche de asemenea. E dintr-un material comun înrudit cu celelalte și se numește zamac. Dar e foarte casant aceasta, da. Da? Da, e casant. E casa mai casant decât celelalte. Și dacă se rupe, nu se sudează, nu se lipește, okay. Nu. Trebuie, dar e lucrat bine, oricum, nu, că o am de mult, de mulți ani. Niște indieni aici? Avem o căpetenie. Este o lucrare semnată de asemenea. Și aici avem unul care este fără cal. Uitați, are și un panson, dacă observați acolo, și o semnătură, vedeți? Unde este? La piciorul calului. Aha, undeva aici, da. Da. Ok. Undeva aici, pe interior. Da. Și are și indianul pe aici, vedeți, niște inițiale. Aici, da. 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 Și calul pe picior. Adică, după cum bine observați, am niște lucruri. Și aveți multe. Și spuneți că asta e doar jumătate. Nici măcar. Nici măcar. Mult mai mult. Un sfert, cred. Deci veniți sâmbătă ca să vedeți mult mai multe. Sâmbătă și duminica sunt două zile. Ia uite, ați mai cus pe un giocheu. Uite aici. Un cal foarte greu. Aici avem un cal pur sânge arab. Cel de aici. Da. Avem un mânz și o iapă. Vedeți cum își alintă mânzul? Da. Sunt lucrate manual, gen cum lucra Guguianu, adică se turnau în forme și apoi se intervenea manual la tot ce însemna detaliu. Bine, și Marele Brâncuș mai lucra așa uneori. Da. Aveți și o lampă? Avem și niște lămpi destul de vechi. Mai multe chiar, da. Și aceasta e și mai veche chiar. De când ea, din păcate, îi lipsește sticla. Uitați cât de veche e. Lipsește sticla, dar se mai găsesc sticle. Da. Dar la asta trebuie intervenit, restaurată, pentru că lipsește fundul și nu mai ar ține, vedeți, și aici afectată, da. Dar mai ține gazul lampant. Și mai aveți una cealaltă care e mai transformată. A fost transformată. Nu atât de recentă, aha, e mai nouă decât cealaltă, dar a fost făcută pentru iluminat. Vedeți, cu fasun, cu da. Da. Adaptată, să zic așa. Adaptată la zilele da, noastre. Da, da, da. Am înțeles. Anii 70, cred că s-a modificat. Uite, și aici iar ceva. Da, uitați-vă, acolo sunt niște obiecte olandeze, germane, din acea zonă. Aveți din tot globul. Da, da. Păi am și din Africa, Asia. Am colecționat săbii, scuturi. Tot ce s-a putut colecționa, v-am spus. Acestea tot așa sunt de iluminat din onyx. Sunt două, vedeți? Acestea două. Da. Da. Uite și binoclu. Da, binoclurile vin imediat. Vă salut. Salut, Dan. Domnul Dan, vă mulțumim pentru această prezentare. Și mie ne-ar bucura foarte tare să vedem mai multe tarabe aici, dar poate mai venim într-o zi și filmăm cu mai multe, multe obiecte. Mi-a părut bine să vă cunosc. Și vă așteptăm cu drag. Bună. Da, vă mulțumim frumos. Toate cele bune. Să aveți o zi bună. Mulțumim. Și am ajuns chiar cum se intră la prima tarabă, să zic așa. Suntem cu domnul Șerban Cantacuzino. Da, chiar cu el. Vă salut. Aveți cu mare niște obiecte plăcere. Foarte frumoase aici. Vă mulțumesc. Dar vrem să ne spuneți ce înseamnă fiecare obiect. Sunt majoritatea persoanelor în vârstă le plac foarte mult antichitățile. Așa. Și în special pentru că de altfel și economia noastră a țării nu este chiar atât de puternică, să zic așa. Ei se mulțumesc cu tablouri de 20 de lei, 30 de lei, 100 de lei, 400. Acesta de aici.
De da. Exemplu, astea sunt la 300 de lei, bucata. Asta de aici? Da, 300 de lei. Astea sunt la 400, negociem, adică dacă persoana respectivă și dacă o persoană dorește să ia două sau trei tablouri, atunci noi să mai negociem discount. Și facem, exact, discount. Să fie clientul mulțumit. Bun. Și sunt piese drăguțe, adică pe gustul fiecărui client, zic eu, părerea mea, n-aș dori să îmi fac reclamă, dar după cum sigur se vede... Sigur sunt pe gusturile celor care cumpără. Exact, sunt lucruri diversificate, de exemplu... Avem aici ceva frumos. Avem ceasuri. Așa. Și avem candelambruri de asemenea foarte frumoase. De exemplu, ceasul acesta este, zic eu, un lucru bine, bine, cum să vă explic eu ca să mă fac înțeles. Foarte multă lume, de exemplu, când vin, ceasul acesta îi atrage foarte mult. Fură și... privirea. Exact. Dar și acesta, de exemplu. Ele funcționează? Da, de exemplu, acesta este mecanic și funcționează. Unele sunt pe baterii, care... Dar majoritatea persoanelor nu le interesează, pentru că în ziua de astăzi nu chiar ceasul deci ne interesează. Deci nu neapărat să te uiți la el, la ornamental, să vezi exact, da, de așa. Ornament. Okay. Da, exact. Și avem și tablouri mai mari, de exemplu, cum sunt astea. Dar la ceasuri văd că, până la tablouri, da. Numai puțin, la ceasuri vine un coas să vezi. Uite câte modele sunt aici. Da, sunt uite foarte multe modele. Am vreo 20 și ceva de bucăți. Eu locuiesc în Spania și vin de două ori pe an și am timp să aleg așa cam ce cred eu. Experiență foarte multă nu am, dar este suficientă. Deci ca pe, ele, să pot... pe ele de unde le aveți? Le aveți de acolo? Sau? De acolo, din Spania, ah, da. Okay. Da, da, bun, da, bun. Da, din Spania. Adică și tablourile? Absolut tot. Bun, deci absolut astea sunt aduse din Spania. Foarte interesant. Absolut. Iar absolut. Aici jos? Astea sunt mai micuțe, de exemplu așa la 250 de lei. Cel de aici. A, așa, da, 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 da. La 300 de lei. Din spate de acolo. 400 de lei acela, de exemplu. Și acest candelabru e săracul singur, pentru că erau două la fel, dar s-a spart. Am înțeles. Și își pierde valoarea, vă dați seama. Dar totuși este ceva frumos. Sunt clienți care doresc să ia doar un singur candelabru. Dar, mă rog, e o mare, adică pe mine mă doare foarte mult, nu chiar că pierd, și că pierd banul pe care am dat pe el și care aș putea să mai câștig și eu ceva în plus, dar știu că așa ceva nu o să mai fie, deci pentru că astea de, nu, sigur că unicat. Da, nu se mai fabrică așa ceva, pentru că asta era bucuria cam părinților prin, noștri. Cam prin ce ani sunt ele făcute? Păi, de exemplu, acesta are cel puțin 60 de ani. Acest ceas mecanic, da. Acesta este un pic mai tinerel, așa, în jur de vreo 40 de ani, pentru că e pe baterii. Okay. Deci acesta este mecanic, acum acesta este pe baterie. Ce material e? Bronz. Bronz. Este un material normal, care e un material frumos și de calitate. Bronz, în special, cum se purta atunci. Și avem și câteva piese mici de... statui, care mie mi-a plăcut cel mai mult, acest, zic eu, ciobănaș. Sunt grei? Da, sunt grele, sigur că da. Sigur că ce da. Material? Tot bronz. Tot bronz? Da. Ok. Patinat, așa se spune. Ok, adică patinat. Care îi dă culoarea patina, asta? Da, culoarea lui. Da, 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 exact. Da, și... niște tăvițe. Acestea sunt rame care se pun în perete. Ah, ok. Da. E franțuzesc. Chiar dacă i-am adus din Spania, e franțuzesc această pereche de superb. Tablouri de bronz. Wow. Da. Și este foarte greu. Și sunt grele, sigur că da. Pentru că e bronz. Bronzul are greutatea lui. Da. Și am ajuns la tablouri jos aici, în partea de jos. Da. Păi sunt tablouri bodegon, nu? Așa de primăvară, cum sunt acelea. Și încerc să aduc de fiecare dată pereche. Pentru că foarte mulți clienți doresc două bucăți la fel. Care okay, să spună okay. Cât de cât povestea. Să aibă aceeași poveste. Da, 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 da. Am înțeles. Mă rog. Și cam niște prețuri așa informative. Păi, de exemplu, aceasta costă 8 milioane, 800 de lei.
Aceasta costă 12. 1200, da, 1200 de lei. Uh-huh, uh-huh. Da. Perechea aceasta costă în jur de 12-13 milioane. Ok. Și dacă clientul mi-ar da 10... V-ați înțelege, că tot mai înțelege. Aici e... Păi sigur, e un mai târg. E un târg. Exact, nu e magazin. Da. Ca să fie prețuri fixe. Lucruri de mâna a doua care, na, au și ele povestea lor, nu? Au povestea lor, exact. Au patina timpului. Sigur că da, exact. Ele exact. Cam ce, din ce perioadă sunt? Aceștia, părerea mea este mai veche decât ceasurile, cel puțin 100 de ani. Uitați, am un tablou, nu este pe pânză, dar e făcut în anul 1920. Deci pe mine mă bucură foarte mult lucrurile astea, pentru că văd în spate povestea acelor oameni care se bucurau, se simțeau bine și... Când vedeau... Da, exact, exact. Și este un ghiveci frumos, nu? O vază frumoasă cu flori, cu, îi se zice, El Marco Pan de Oro, așa se spune așa, în spaniolă, tradus cum ar veni rama pâinea de aur. Ok. Pan de Oro. Ok. Da. Deci e foarte importantă și rama. Sigur că da. Întotdeauna sunt tablouri care rama e mai sărăcăcioasă, să zicem așa, dar totuși e ceva frumos. Nu putem să trecem cu vederea. Întotdeauna atunci când îți place un lucru, nu contează să fie. Adică știți cum e. Trăiești și cu 100 de lei pe zi și cu 10 milioane, să zicem, într-o zi. Dar important nu este asta, important să te simți bine, să te bucuri cu mult, și foarte să, mulți admiratori. Să știi cum să te admirator, simți bine și da. Să știi cum să te bucuri. Exact, exact. Și sunt foarte mulți oameni care vin și admiră, fac poze, le da. Plac. Tocmai de aceea am venit și noi și am publicăm acest material observat. Pe dumneavoastră. Da. Avem și aici așa, ceva aveți, foarte da? Frumos. Vă rog. Aceste piese sunt un pic mai costisitoare okay. pentru oamenii că acesta același este același material tot din bronz? Da, tot ce este aici este deci, bronz. Cred că e cu excepția da, de exemplu, acesta are piesa de rezistență a târgului, să zic așa. Wow, am ajuns, hai să vedem da, care da. În sfârșit, da. Am și un cizmar care e francez, cizmarul. E semnat de un autor. Da. Aici se vede clar. Nu știu dacă puteți dumneavoastră să așa. Avem o statuie cu doi îndrăgostiți care, da, care se, e superbă de altfel. Da, exact. La asta nu spunem construire, lăsăm pe oameni dacă da, interesează, sigur să vină aici să vină. Și să, exact. Să stai de vorbă cu dumneavoastră. Și avem și acest viking frumos, care mie îmi place foarte mult. Da. E, reprezintă un, să zicem așa, un luptător, un general, eu știu, nu știu ce să zic. Care este foarte frumos. Și aici avem Los Toros. Asta este piesa de rezistență. Asta e piesa de rezistență a târgului, okay. da. Tu spune o poveste despre în arenă. Da. La corida în Andalusia. Andalusia acolo. Da. În partea unde locuiesc eu, de exemplu, în zona Alicantelui, Alicante, Valencia. Nu prea mai lumea nu dorește să vadă cum animalele sunt ucise în arenă. Zic că este da, cu zime. Exact. Dar încă în Andalusia se mai... În Andalusia, da, acolo sunt în Torida, nu știu, 7-8 evenimente pe an în partea aceea. Da? Și este foarte frumos, eu mă uit la ele, că îmi place la televizor. Da. Este o plăcere pentru anumiți oameni, bineînțeles. Sigur că da, sigur că da. Mai avem niște tablouri aici. Da, acesta se numește în spaniolă bodegon. Bodegon, adică cu fructe, cu o, cum se spune în românește, am uitat, un haron, nu? Se okay. spune și românește un haron, nu? Să zicem așa. Foarte mulți se uit la el, le plac, dar... Astăzi, din păcate, nu a fost o vânzare în care vânzare. Să... Sigur că da. Poate cu ocazia asta, că nu ne place să promovăm și oameni și obiecte și locuri. Exact. Dacă vă place ceva, veniți, îl găsiți chiar imediat cum intrați în târg. Cu mare drag. Și mai avem niște oglinzi aici. Da. Sunt foarte frumoase.
La fel, El Marco, cum se spune? Rama. Rama, da, bravo. Rama. Pan de oro. Cum e acela, rotund. Și sunt foarte vechi. Sunt foarte vechi. Pentru că și dacă observați noastră, aici, oglinda este originală. Așa. De exemplu, așa. Uitați-vă la aceasta, nu este. Da. Cândva probabil a fost spartă sau înlocuită, sau așa s-a făcut atunci când s-a făcut. Dar aceasta seama că oglinda originală după marginea are un gliselat. Aha, da, da, okay. da. Ca de altfel și asta. Ia-o. Care este foarte frumoasă. Deci așa îți dai seama că e original. Da, după da. Asta care vine mai autentică, să spunem autentică. Așa. Da, okay. da, da. Pentru că da, se numește baroc. Ok. Baroc. Da. Da. Avem și o vază frumoasă, așteptăm să vină un client. Deci a spus că se întoarce. Okay. Să vedem dacă vine. Nu le scot pentru că nu le las ca să nu... Atunci când eu le împachetez... Ele vin aici. Da, acolo. Exact. Înșurubate. Și le las acolo tot așa ca să evit să nu se strice. Să nu se întâmple ceva. Da, exact. Da. Ce să vă mai spun? Bun, super. Cam atât. Vă mulțumim pentru prezentare. Și eu vă mulțumesc. Și să ne vedem cu bine și vânzare bună. Mulțumesc, multă sănătate. Doamne, toate cele bune.